o cale bună, vreau ca Domnul Iisus în seara aceasta să intri pe calea Lui. Amin. Dacă până în seara aceasta n-ai trăit adevărul, aș vrea ca din seara aceasta să trăiești adevărul, să ai parte de viața veșnică. Amin. Asta vreau. Noi am venit la biserică ca să ne pocăim. Am venit la biserică ca să ne facem mai buni. Apostolul Pavel zice în Corinteni, voi când vă adunați, nu vă faceți mai rău. Vă faceți mai bun, nu? Am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească fiecare de aia. Fiecare de aia, și mie aș vrea să vorbească Dumnezeu, nu numai vouă. De multe ori venim în casa lui Dumnezeu și plecăm goi. A fost un program, poate, de monotonie atât. Și n-a fost prezența lui Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să facă în ziua aceasta, în seara aceasta, o cincizecime în locul acesta. Amin. Aș vrea ca Dumnezeu să lase vin de foc în adunare peste fiecare din locul acesta. Și aș vrea ca Dumnezeu să ridice orice stare. Și Dumnezeu să toarnă un de lemn în vasele noastre, căci este nevoie. De multe ori suntem goi și poate nu ne punem întrebarea ce să facem, că suntem goi. Oamenii aceștia, Petru s-a ridicat și a zis, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Aș vrea să vă zic că nu mai străpunge cuvântul lui Dumnezeu inima pe cum străpung lucrurile rele și vorbele rele sufletele oamenilor. Nu cuvântul lui Dumnezeu străpunge într-o vreme ca aceasta, ci vorbele rele mai tare rănesc inimile decât cuvântul lui Dumnezeu care se le vindece. Mai tare. Mai tare suferă poporul din lipsă de cuvântul lui Dumnezeu și din vorbe de ocară. Decât de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea se mai pune întrebarea, ce să facem? Cum să-L urmăm pe Dumnezeu? Cum să ne îndreptăm viața în fiecare zi? Oamenii aceștia, Petru s-a ridicat și le-a spus adevărul. Nu le-a zis bârfe, nu le-a zis minciuni, nu le-a zis închipuiri. Le-a zis, voi ați răstignit pe Domnul Slavei. A fost un adevăr? A fost un adevăr, fraților. N-a fost o minciună. Voi sunteți oamenii aceia care Dumnezeu v-a dat pâine. Domnul Iisus a făcut în fața voastră o înmulțire de pâine. Voi sunteți aceia care v-ați aruncat hainele înaintea Lui și a zis slavă celui preanalt. Voi sunteți aceia. Și a treia zi, a dat la mare. Vedeți intrarea în Ierusalim. Oamenii cum vin la Dumnezeu, la Domnul Iisus de frumos și se închină Lui. Și după câteva zile vedem că îl dau la moarte. La moarte. Strigă toți în gura mare. La moarte. Pentru ce o zis? Adevărul. Ce ar trebui să vorbim noi, adevărul, fraților? Pe vorbe mărguritoare, nu căpătăm vindecare. Pe dragostea asta, de multe ori, care vrem doar noi să avem parte de alții, zice Biblia că rușinea popoarelor este păcatul. Păcatul. Dar darul, fără plată, care a dat Dumnezeu viața, un dar nemeritat. Am vrea ca Dumnezeu să ne învețe în seara aceasta de tot împreună cu mine. N-aș vrea să vorbesc numai pentru voi, aș vrea să fie și pentru mine. Și fiecare vorbire e și în dreptul meu să adresează, nu numai dreptul altora. Și aș vrea ca Dumnezeu să lase claritate în fiecare lucru. Să înțelegem rolul Duhului Sfânt. Poate s-a predicat astăzi despre Duhul Sfânt și despre ziua cincizecimii. Și dacă v-aș întreba ce însemna ziua cincizecimii, ați putea să-mi spuneți fiecare, ce-a însemnat ziua cincizecimii în Ierusalim? Ați fost la biserică, ați strâns cuvântul lui Dumnezeu, cred că a fost cuvânt din partea lui Dumnezeu. Ce-a însemnat ziua cincizecimii? Ce-a vrut Domnul Iisus să arăte prin ziua cincizecimii? Fraților, venind la biserică, am vrea să strângem cuvântul lui Dumnezeu. De afară din lume nu strângi cuvântul. Din altă parte nu se strânge, de aici se strânge cuvântul. Cum își va îndrepta tânărul viața? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu ai cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum să te îndrepți.
N-ai cum. N-am cum să mă îndrept. N-am cum să mă pocăiesc. N-am cum. Dar îndreptându-ne după cuvântul lui Dumnezeu, putem să avem viață din viața lui. Și viața aceasta va fi viață veșnică, nu va fi viață de 30, 50, 60 de ani. Va fi viață veșnică. Și am vrea ca această viață veșnică să o dăbândim cu toții. Nimic fără Dumnezeu scrie în locul acesta, nimic. Aș vrea ca niciun pas să nu-l faceți fără Dumnezeu. Sunt mulți care au făcut pași fără Dumnezeu și acum plâng. Și nu mai găsesc calea. Nu mai găsesc. Domnul Iisus a zis, eu sunt calea, veniți la mine. Fiindcă n-au obstat de ascultare, Dumnezeu i-a lăsat. Dar am vrea ca în seara aceasta să ne pocăim. Amin? Amin. Fraților, am venit la biserică să ne pocăim. Dacă înțelegem cuvântul pocăinței, e un lucru mare, dar prea puțin îl înțelegem. Ziua 50-mii, opusta 50-a zi după Paști, timp de 40 de zile, Domnul Iisus a lucrat printre ucenici, s-a arătat, i-a învățat. Iar în ziua 50-a, ziua 50-mii, s-a coborât Duhul Sfânt. Dar unde s-a coborât Duhul Sfânt? Că vedem peste acestea 3 mii nu s-au coborât. Erau adunați toți la oaltă. Care? Care erau împreună cu Iisus. Ucenicii care l-au urmat pe Iisus. N-au fost toți. Nu tot poporul în ziua 50-mii a fost umplut cu Duhul Sfânt. Nu tot poporul din Israel. Și doar o parte vedem. Aceia care au fost în prezența Domnului Iisus și timp de 3 ani jumate l-au urmat. Vedem pe Iacob, vedem pe Maria, vedem ucenicii. N-au fost toți. În ziua 50-mii s-ar putea ca nu toți să primească Duhul Sfânt. Fiindcă nu-s prezent. Dar dacă prezența ta la biserică glorifică prezența lui Dumnezeu, aș vrea să nu pleci de din seara aceasta de aici. Aș vrea ca în seara aceasta să te întâlnești împreună cu Iisus, cu acela care a creat cerul și pământul, cu acela se întâlnește aici. M-a pus întrebarea de multe ori, Domnul Iisus a dat pâine acestor oameni și după câteva zile să-i răstignească. Aș vrea să zic, Dumnezeu dă pâine întreg pământului și mulți cu viața noastră îl răstignim împreună pe Hristos. În loc să trăim pocăința, trăim o viață dezordonată și dezorientată. Și din cauza aceasta îl răstignim uneori și îl dăm la moarte și poate nu știm ce să facem. M-am pus de multe ori întrebarea, cuvântul lui Dumnezeu zice, vremurile din urmă, voi turna din Duhul meu peste fiice și fiii și fiicele voastre vor proroci. Suntem o biserică nouă testamentală cu Duhul Sfânt. Aș vrea să mă întreb, îți ține în locul acesta care prorocesc? Sunt? Fraților, hai să nu vorbim de ziua 50-mii, hai să trăim ziua 50-mii. E ușor să vă vorbesc de aici, dar să nu trăiesc la ce folos mi-ar fi. Hai să trăim ziua 50-mii. Domnul Iisus are nevoie de servii lui în lucrare, de tine, de bătrâni, are nevoie. Dumnezeu are nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt. Are nevoie. Are nevoie. M-am pus întrebarea, vorbim despre ziua 50-mii și în bisericile noastre noi 50-mii. Vorbim despre vremea din urmă. Și în loc să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu și făgăduintele acelea frumoase care le spune Dumnezeu despre un har minunat în biserică, despre tineri care vor proroci și alte lucruri, se întâmplă lucrurile rele. Interesant. Păi în vremurile din urmă vor fi lucrurile astea. De ce nu îți? Biblia vorbește Petru și zice, dacă judecata va începe de la casa lui Dumnezeu, care va fi sfârșitul celor de afară care n-ascultă de Evanghelie? Fraților, care n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, s-ar putea să fim de afară, nu din casă. Că zice, numai aia de afară n-ascultă de Evanghelie. Noi, ca oameni creștini, ascultăm. Eu așa cred că ascultați. Eu în măsileți ascultând tocmai și totul. Cred că și voi vă dați toate silințele. Cu credința să împliniți fapta, cu fapta cunoștința și alte lucruri. Și dacă le aveți din belșug, slavă Domnului! Am vrea ca Dumnezeu să ne trezească. Fraților, este ușor să vorbiți.
Dar este greu să trăim. În ziua de azi, România nu mai duce lipsă de vorbitori, duce lipsă de oameni care să trăiască. Iar să duce. Bisericile de Dumnezeu duce lipsă de oameni care să trăiască, nu să vorbească. Care să trăiască. Adevărul este crunt. Uneori e adevărat. Dar nu știu cât îți pun întrebarea din seara aceasta, ce să fac? Să fiu mai aproape de Iisus. Am cântat o cântare, dar așteptăm Iisus să vină. Așteptăm să vină Domnul. V-aș pune o întrebare. Și n-aș vrea ca cântarea noastră, într-o zi să fie împotriva noastră, că am fost poate niște mincinoși și n-am împlinit cuvântul lui Dumnezeu și poate am zis să-L așteptăm să vină. Și tu poate nu-L aștepți, dar ai cântat. Și ai cântat, Doamne, te aștept să vii. Doamne, aștept venirea ta. Și poate tu nu aștepți și ai cântat. Prima cântare pe care o spune Dumnezeu, o spune Dumnezeu lui Moise, zice, cântarea aceasta într-o zi va fi împotriva voastră. M-am speriat când am citit lucrurile astea și am zis, Doamne, dar de ce? Când au poporul la căpătat biruință, zis, cântarea aceasta într-o zi va fi semn, o mărturie împotriva voastră. Cum te-ați cântat? Și ne bucurăm, fraților, că cântăm. Și Dumnezeu se bucură să-i dăm slavă. Se bucură Dumnezeu. Dar să și trăim. Eu n-am împotriva nimănui că cântă, că mă bucur. Când a cântat corul din biserică, vă zic sincer, m-am bucurat, n-am mai auzit așa de cântări. Dar aș vrea să și trăiți. Aș vrea să și trăiți. Să se vadă chipul lui Hristos în fiecare din locul acesta. Nu doar o cântare. Zice că în cer va fi bucurie, în Duhul Sfânt. Vom cânta lui Dumnezeu foarte bine, e bun. Dar să și trăiți. Nu-i de ajuns, fraților, să venim la biserică. Nu-i de ajuns să cântăm. Trebuie să și trăim. Domnul Iisus zice unor oameni, zice, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția Cerului care v-a fost pregătită și zice, Doamne, dar când te-am văzut gol? Doamne, dar când te-am văzut? Când te-am văzut în temniță? Doamne, dar când te-am acoperit noi pe tine? Dar când ți-am dat din mâinea noastră să mânci când? Când ați făcut acestor lucruri, celor neînsemnați, dar frați, ascultați, frați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Adică Dumnezeu vrea să zică că are o legătură cu cei din biserică, frați. Înseamnă că între noi există frați voi, frați care poate n-au să mănânce. Există. Și vă zic sigur, există biserica aceasta, frați care poate sunt în lipsuri și nu te-ai dus pe la ei niciodată, nici poate să-i vizitezi. Și există. Biblia vorbește și Dumnezeu spune în Deuteronom, din poporul meu, poporul meu cel sfânt, de sărat, nu va duce lipsă. Nu va duce. Nu va duce. Ca să văd inima ta, care o inima ție de Dumnezeu. De-aia toată lumea să fie între noi. Și am vrea să moștenim împărăția cerului. Vine un om la Dumnezeu, la Domnul Iisus și încearcă să-L ispitească. Cunoștea cuvântul foarte bine. Era un om învățat, învățurat. Ce să fac, Doamne, să moștenesc împărăția cerului? Și începe să spună niște lucruri foarte frumoase din Scriptură. Se iubește aproapele tău. Iar următorul lucru îi zice Domnul Iisus, cum ești departe de împărăția cerului? Fraților, nu-i zice tu ești mântuit, nu-i zice tu ai intrat în împărăția celui, zice tu nu ești departe. Interesant. Se zică Domnul Iisus, tu nu ești departe de împărăția celui. M-a pus uneori întrebarea, vine un tânăr și aș vrea să fie pentru tine să înțeleagă. Vine un tânăr, tânărul bogat la Domnul Iisus și spune atâtea lucruri, eu l-am văzut din tinerețea mea, a păzit tânărul acesta, n-am călcat cuvântul lui Dumnezeu, din tinerețea mea l-am păzit. Am făcut cu tare lucru. Și Domnul Iisus se uită la el și nu-i zice, nu ai păzit. Îi zice, da, ai păzit. Îți mai lipsește un singur lucru, unul. M-am pus de multe ori întrebarea, dacă Domnul Iisus ar fi în viața mea și ar sta în față, față cu mine, ar putea să zică că mai lipsește un singur lucru? V-a spus întrebarea, tine, dragi. Aș putea să zică Domnul Iisus în seara aceasta, vă mai lipsește un singur lucru?
taină mare, un singur lucru. Eu cred pe Dumnezeu pe cuvânt că tânărul ăla avea o viață curată, devotată, ascultat de părinți și anumite lucruri. Și un singur lucru lipsea. Și văzând Domnul Iisus că inima lui este legată de comoară, îi spune așa, îți voi da o comoară în cer. În schimbul comorii este atât care ți s-a legat inima, îți voi da tot o comoară, dar sus în cer. Fraților, dați vrea să aveți o comoară sus în cer, viața veșnică. Ce important. Un singur lucru. Unu. M-am pus de multe ori întrebare și merg la set de tinerei și predic și le spun. Un singur lucru. Atât. Unu. Câte ar putea Domnul Iisus să zică despre tine astăzi? Aș vrea să vorbesc fraților adevărul. Într-o zi voi sta și eu în fața lui Dumnezeu și voi răspunde din ceea ce vorbesc acum. Și cu seara aceasta ne vom întâlni toți. Și eu și voi. Am fost la o mormântare nu de mult chemat. Aș vrea să vedeți fraților, trist așa. Un bărbat în vârstă de 89 de ani, aș putea să zic, din familie de oameni credincioși, un copil slujitor în casa lui Dumnezeu, în funcție de prezbiter avea. Și să văd că un părinte de-a lui nu se întoarce la Dumnezeu. Și se face o chemare, atâta ani de zile, să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Să stai în prezența lui Dumnezeu, să cunoști că cineva slujește din casa ta lui Dumnezeu și tu să dai parte de mântuire, nu e trist. E trist. M-am stat și m-am gândit, dacă noi am pune lucrurile acestea la inimă în fiecare zi și am calculat și le-am gândit bine, aș ne-am îndreptat și ne-am bucurit mai mult. Este adevărul. Dar fiindcă nu le punem și nu locuiește cuvântul lui Dumnezeu din belșug în inimile noastre, de multe ori ne abatem. De multe ori luăm pe căi străine. De multe ori n-avem viață din viața lui Dumnezeu. De multe ori suntem bătuți de vânt încoace și încolo. Și viața noastră este tot în primejdie. Am vrea în seara aceasta să fim toți adunați la oaltă, toți să gândim la fel, toți să umblăm la fel. Unirea o face doar crucea de la Golgota atât. Aș vrea ca cuvântul lui Dumnezeu nu să vă străpungă inimile, să vă lege rănile din inimă, că străpunse destul. Cuvântul lui Dumnezeu să lege în seara aceasta orice inimă și orice rană, să o lege și să dea vindecare și tămăduire. Un cuvânt din Biblie zice, dacă ne vom îndrepta pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu va lăsa tămăduire în popor. Și eu cred că Dumnezeu va lăsa tămăduire în poporul acesta. Zice Biblia că și cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără rău. Dacă ar fi niște vorbe goale, aș vrea să zic că nu o să capeți viață. Dacă aș vorbi doar niște vorbe goale de la bunul acestei biserici, tu nu o să ai viață. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu vorbește, aș vrea să zic că nu te întorci fără roadă. Când te întorci cu roadă, ai viață. Ziua cincizecimii era ziua roadelor. Domnul Iisus a murit și a treia zi a înviat, iar timp de 40 de zile a umblat prin popor. Iar a 50-a zi s-a văzut roadele, ziua cincizecimii, pogorârea Duhului Sfânt. În Deuteronom 16:9 era sărbătoarea roadelor, ziua cincizecimii. S-a văzut rodul. Suferințelor Domnului Iisus Hristos s-a văzut rodul. Poate viața noastră de multe ori nu se vede roada, că am primit de 20, de 30, de 10 ani Duhul Sfânt. Roada nu se vede. Vedem că niște oameni plini de Duhul Sfânt lucrează împreună cu Domnul Iisus. Am vrea să fim niște oameni care să împărțim cuvântul lui Dumnezeu drept și clar. Nu tălmășim legea după fața omului. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu se împarte clar pentru fiecare. Și am vrea să fie cuvântul lui Dumnezeu. S-a văzut. Ziua cincizecimii a fost o zi în care s-a văzut roada. Voi și noi împreună, în ziua aceasta, în ziua cincizecimii, roada Domnului Iisus Hristos, rodul suferințelor Lui. Asta suntem. Aici am vrea ca Dumnezeu
să lase Duhul Sfânt. Aș vrea ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta. Aș vrea ca Dumnezeu să schimbe vieți în seara aceasta. Dacă viața ta n-a fost pe placul lui Dumnezeu, aș vrea ca din seara aceasta și te rog frumos, schimbă-ți viața. Mâine nu este ziua ta, nu este nici a mea. Unul singur a făcut legământ cu ziua, zice Biblia în Iov. Acela e Dumnezeu care a făcut legământ cu ziua. Tu n-ai făcut legământ cu ziua. Tu ai făcut legământ doar cu Dumnezeu, atât. Doar Dumnezeu știe dacă îți vezi ziua de mâine sau nu. Unul singur are legământ cu ziua, să știi, tu ai Dumnezeu. Tu n-ai legământ cu ziua, eu n-am. Biblia vorbește, dacă trăim pentru Domnul, trăim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Aș vrea ca să fie cuvântul acesta adevărat. Dacă trăim, să trăim pentru Dumnezeu. Sufletul nu știu cât îl hrănești. Pe când firea pământească poate 10-8 ore de lucru și alte, ți-o hrănești, ți-o îndijești. Dar Duhul, care l-a pus Dumnezeu în tine, cât îl hrănești? Cât? Ceea ce a pus Dumnezeu de preț în tine, cât îi dai importanță? Când se duce viața, se duc ani, trei, se gata totul. Domnul Iisus spune un cuvânt, zice, du-te și spune, vulpii aceia, două zile lucrezi, iar a treia zi voi spăvi tot. Două zile. Zice Biblia că la Dumnezeu o zi e ca pentru noi 1000 de ani. Ca 1000 de ani pentru noi, la Dumnezeu e o zi. Se vede că s-au primit 2000 de ani până acum. Intrăm în mileniul 3, se zice. A treia zi se va împlini. Eu pun următoarea întrebare. Domnul Iisus zice așa, oare la venirea mea voi mai găsi credință? Era vorba despre credință. În ziua cincizecimii nu mai aștept, fraților, nu mai am așteptări de multe ori de la frați ca să văd tineri. Vă zic sincer, aș putea să vă zic tineri care prorocesc 16-17 ani, cât am umblat în țară, vreo 2-3 ani, sunt atât de 3, din număr pe degete. E venirea Domnului Iisus Hristos. Și se mai găsește credință. Oare la venirea mea, zice Domnul Iisus, voi mai găsi credință? În ce vreme trăim? Hai să ne trezim cu toții. În ce vreme suntem și ce vremuri trăim? De multe ori nu le cunoaștem. Și nu știm cum trăim. Credință, fraților, se mai găsește? În viața voastră se mai găsește credința Sfinților. Zice Iuda, care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în sufletele voastre, a fost turnată prin Duhul Sfânt. Dragostea care o are pentru Dumnezeu a fost turnată, nu picură, prin Duhul Sfânt. Iar tu dacă nu ai Duhul Sfânt, cum a fost turnată? Fraților, e vremea de trezire. Biblia zice, trezește-te, trezește-te, Sioane. Îmbracă-te, scutură tărâna de pe tine, stai în capul oaselor și spune atâtea lucruri, trezește-te. Zice despre bătrân cuvântul. N-aș vrea să vorbesc doar pentru tine, zice și pentru bătrân. Vreau ca bătrânii să fie treji, sănătoși în credință, vrei niște cinste. Vorbește tip și spune lucrul acesta și am predicat și la tine din elevi. Și vreau să vă zic așa, zice, tu însă vorbești lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că acei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare. Spune aceste lucruri. De multe ori se rup legăturile dintre familie, dintre tine și dintre bătrâni, fiindcă nu suntem treji, nu veghem. Fraților, veghim să fie sănătoși în credință. Este nevoie? Îi nevoie în seara aceasta, lasă Dumnezeu vindecare în biserică? Îi nevoie, fraților. Îi nevoie să se coboare Dumnezeu ca în Domnul Iisus și Duhul Sfânt ca în ziua cincizecimii. Îi nevoie. Îi nevoie de limbi de foc și de daruri ca Dumnezeu să zidească biserica. Îi nevoie. Dar trebuie să vorbim adevăr ca să le vedem că dacă nu vorbim adevărul, nu o să le vedem niciodată. Eu azi sunt aici, mâine nu știu dacă voi mai fi sau peste un an. Azi sunt. Azi pot să zic.
și ce am pe suflet și ce pune Dumnezeu pe zi. Nu le duc la mine acasă, eu le știu. Încerc să le trăiesc și aș vrea ca și voi să le trăiți. Și să trăim adevărul în Hristos Iisus. Că ceasta este de preț. Înaintea lui Dumnezeu și am vrea ca Dumnezeu să lase fraților vindecare. E cuvântul lui Dumnezeu. N-am venit să-mi caut slava mea. N-am venit să vorbesc pentru mine. N-am venit să caut pe nimeni aici să vă înalt sau să ridic. Aș vrea să vă zic, dacă aveți același ser, viața veșnică, puneți-vă viața rânduială și să ne pocăim. Nu mă interesează alte lucruri. N-am venit pentru alte lucruri. Doar ca să dobândim viața veșnică. De aia ne-am adunat aici. N-am venit să ne facem mai răi, să plecăm acasă, bălfim, să facem alte lucruri. Am venit, fraților, să ne pocăim. Dacă nu înțelegi în calea pocăinței, aș vrea ca Iisus să ne iese la fiecare în care în seara aceasta, să înțelegem. Dacă ani de zile poate n-ai înțeles și n-ai fost treaz și n-ai fost vrednic de cinste, ca copiii să te prețuiască ca un om vrednic de cinste și sănătos în credință, aș vrea să-ți pui viața în rânduială. Aș vrea să te pun în rânduială. Ca tânăr, dacă îți lipsesc alte lucruri, aș vrea să ne punem viața în rânduială ca tine. Să zică Domnul Iisus, îți mai lipsește un singur lucru, aș vrea să ne punem în rânduială. Asta am venit la biserică. Am venit să ne punem viața în rânduială. Și am vrea ca Dumnezeu să lasă unitate sfântă în biserica aceasta. Să lasă o legătură frățească, o legătură în Duhul Sfânt. Ca biserica să nu ducă lipsă de niciun fel de dar. În biserica lui Dumnezeu, vedem că biserica din Corint avea toate darurile și se numerate acolo. Bisericile din zilele de azi, zice cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, zice, vreau de asemenea. În biserica lui Dumnezeu există apostol, există proroc, există atâtea lucruri. Și vedem în ziua de azi că nu prea există în biserica lui Dumnezeu. Dar biserica lui Dumnezeu există. Aș vrea ca Dumnezeu să fie în această biserică. Cuvântul care spune în Apocalipsa, Dumnezeu zice, ține ce ai, până voi veni, țineți. Țineți cu credință ceea ce ați primit. Țineți și Dumnezeul păcii să fie cu voi. Țineți, nu vă lăsați de ceea ce știți. Nu le pădați învățătura, țineți ceea ce ați primit. Ceea ce sunteți încredințați în cugetele voastre, țineți. Și Dumnezeu să vă dea putere. Asta e important, să ținem, fraților, ce am primit. Iar Biblia mai zice un cuvânt din Apocalipsa și aș vrea cu acesta să-l încheie. Acel care va birui, acela care va birui, nu-i voi scoate numele din cartea vieții. Fără biruință, fraților, nu există viața veșnică. Acela care va birui, nu-i voi scoate numele din cartea vieții, va umbla în haine albe. Și alte lucruri, zice Scriptura, doar aceia care vor căuta și vor fi biruitori. Și am vrea ca Dumnezeu să nu ne lase pe câmpul de bătălie să cădem răniți, ci să ieșim mai mult decât biruitori. Și biserica lui Dumnezeu aș vrea să meargă din putere în putere, până în ziua aceea, când ne vom împățișa înaintea celui preanalt, din putere în putere. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere și dragoste și ceea ce vă lipsește, Dumnezeu să pune în inimile voastre, să le aveți din belșug. Amin.